Știți foarte bine, dragi prieteni, că televiziunea Exclusiv TV va prezenta de-a lungul timpul și antreprenorii de succes din județul Bacău. Astăzi, aici la Poieni, la Poiana, comuna Livez, am găsit o echipă foarte bună de constructori, oameni care își fac meseria așa cum trebuie. O să vă rog să vă prezentați și să ne spuneți ce lucrare faceți aici la Poiana. Bună ziua! Numele meu este Ionuț Cataramă, reprezentant al SC Maia Regal. Reabilităm școala gimnazială din Poiana, dotăm școala și cu toalete, încercăm să aducem la standarde europene, să zic așa. Când ați început lucrarea și ce valoare are această lucrare? Valoarea este undeva la 498.000 de lei. Ai pe înțeles tuturor undeva 4 miliarde aproape și până 5, aproape de 5 aproape miliarde. 5, aproape 5. Ne-am apucat acum vreo 2 săptămâni, aș mai avea o săptămână la fațadă și în vreo 3 săptămâni sper să o termin toată. Încerc să mă încadrez ca copiii se bucure de ceva nou, ceva ce n-au avut în sat. Spre surprinderea noastră am văzut că chiar dacă este o căldură fantastică, este foarte cald astăzi, e și normal, este vară și poate cei de pe litoral o să ne privească, ei se distrează la mare, dar aici echipa dumneavoastră lucrează și face treabă foarte bună. Spuneți-mi, vă rog, cum v-ați descurcat cu forța de muncă, cum ați reușit să vă aduceți oameni lângă dumneavoastră care să execute aceste lucrări? Cu forța de muncă e un pic cam complicat. Ca să fiu sincer, este greu să găsești oameni meseriași, dar în același timp mă și bucur că am oameni meseriași, i-am găsit. Aș vrea să mai găsesc, dar este greu. Deci foarte greu în România să mai găsești meseriași. Dar dăm înainte, ne descurcăm. Cum merg în general afacerile în acest domeniu în România? Probabil că dumneavoastră mai discutați și cu colegi de-ai dumneavoastră care fac aceleași lucrări. Ar merge mult mai bine dacă ar fi forță de muncă. Asta e tot ce deci pot să vă spun. Cea mai mare problemă este forța de muncă. Forța de muncă ne împiedică. Vă gândiți pe parcursul timpului să vă deschideți și alte activități în alte zone? Știu, comerț, agricultură? Da, bineînțeles. De anul viitor am să dau drumul și la agricultură. Și vrea să produc tot felul de legume, 100% românești. Și 100% românești. Și veți merge pe distribuirea către lanțuri de magazine sau v-ați gândit dur tu dur, adică ușă, din ușă în ușă? Cred că să fim realiști, le veți vinde produsele? Să fim realiști, este foarte greu să bagi în lanțuri de magazine, da. Eu aș vrea să mă mulțumesc pe mine și angajații mei, din producția mea. Cam atâta. Nu aș vrea nimic mai mult. E greu să ajungi acolo, e foarte greu. Da, ce vreau, vă spun mult succes în activitatea pe care vă propuneți în viitor. Vă felicit pentru faptul că am găsit echipa la treabă. Noi de obicei televiziune suntem mai critici dacă vedem că lucrurile nu merg bine. Întotdeauna mai luăm și aici. Întotdeauna. Deci aveți niște oameni deosebiți și ăsta e un lucru foarte bun. Mă bucur de asemenea că am auzit din partea domnului primar că este mulțumit de calitatea lucrărilor dumneavoastră. Așadar nu rămân decât să ne invitați. Mulțumesc că a avut încredere în noi. Noi încercăm să ducem la capăt ceea ce am început. Sperăm. Cu siguranță o să fie gata și copiii se vor bucura de ceva nou. Da, ceva până la urmă nou. Copiii sunt cei care vor veni în școală și vor găsi condiții foarte bune. Așteptăm invitația dumneavoastră când se va finaliza lucrarea și cam în cât timp? 2-3 săptămâni, o lună? Câte? Ne vedem aici pe 9 septembrie când începe școala. Cu siguranță. Iată, cred că e primul constructor din cariera noastră de jurnalist care ne dă o dată exactă. De obicei, discutam și domnul primar, alți constructori mai întârzie. Dumneavoastră deja v-ați fixat un termen foarte clar. Bineînțeles că trebuie să plec și în altă parte, la altă lucrare. Nu pot să decalez. Nu pot. Vă felicit. Seriozitatea te ține întotdeauna sus, în top. Vă felicit încă o dată și vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu.